Astăzi, în ședința de guvern, au fost adoptate mai multe acte normative. O să vă spun câteva cuvinte despre unele dintre ele. În primul rând, exact cum vă spunea și doamna prim-ministru, în debutul ședinței de guvern, pe ordinea de zi, am avut și am adoptat în guvern o ordonanță de urgență prin care s-a creat cadrul legal pentru neincluderea consumului de vaccinuri achiziționate, centralizat și finanțate de Ministerul Sănătății în calculul taxei clawback. De asemenea, prin acest act normativ se asigură o creștere a bugetului aprobat trimestrial aferent medicamentelor suportate din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, astfel începând cu trimestrul 4 din acest an, până la data de 31 decembrie 2019, prin aplicarea indicilor de inflație calculați pentru perioada 2012-2017 de către Institutul Național de Statistică, valoarea bugetului aprobat trimestrial va fi de 1.595 de milioane de lei. Deci 1.595 de milioane de lei. Valoarea în prezent, din 2012 până în prezent a acestui buget, a fost de 1.515 milioane de lei, așadar vorbim despre o creștere cu 80 de milioane. Începând cu anul 2020, ordonanța aprobată astăzi prevede actualizarea anuală a bugetului aprobat trimestrial cu indicele de inflație. Prin majorarea acestui buget se asigură predictibilitatea taxei clawback și menținerea acestei contribuții la un nivel sustenabil pentru producătorii de medicamente. Iar decizia a fost luată prin consultări cu reprezentanții industriei farmaceutice. De asemenea, în ședința de guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, au fost aprobate două hotărâri de guvern. O să mă refer la fiecare dintre ele. În primul rând, o hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. Practic, acest act normativ stabilește un model unic de bilet de călătorie gratuită, care poate fi utilizat pentru tipuri diferite de transport interurban și cu operatori de transport interurban diferiți, astfel încât călătoria dus să se poată efectua cu un tip de transport interurban și cu un operator de transport, iar călătoria întors cu un alt tip de transport, respectiv cu un alt operator. De asemenea, această hotărâre stabilește că biletele de călătorie gratuite vor putea fi folosite începând cu 1 ianuarie 2019 și pentru transport interurban cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial. Dreptul la transport interurban gratuit acordat persoanelor cu handicap este reglementat prin legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Persoana cu handicap grav și însoțitorul acesteia beneficiază de câte 12 bilete gratuite dus-întors pe an, iar persoana cu handicap accentuat primește 6 bilete pe an. Și tot de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale a fost aprobată astăzi o hotărâre de guvern care prevede ca plata prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap să se facă, începând din ianuarie 2019, direct de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Decizia Guvernului are în vedere simplificarea procedurii de plată a beneficiilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități. Această simplificare a procedurii din ianuarie 2019, care asigură plata de către agențiile pentru plăți și inspecție sociale județene și a municipiului București, va asigura un parcurs administrativ și financiar eficient pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități. Din anul 2007 și până în prezent, sumele destinate prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap au fost asigurate din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale și s-au regăsit în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Administrarea sumelor, după cum știți, s-a realizat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Colegii de la Ministerul Muncii oricum vă vor pune la dispoziție comunicatele de presă aferente acestor hotărâri de guvern. Și tot în ședința de guvern de astăzi ați văzut pe lista agendei de lucru, erau mai multe memorandumuri privind fondurile europene. Practic ne pregătim pentru următorul cadru financiar multianual 2021-2027 și au fost aprobate planurile de acțiuni pentru îndeplinirea condițiilor care favorizează atragerea fondurilor europene alocate României în domenii prioritare precum sănătate, incluziune socială și combaterea sărăciei, egalitate de gen și piața muncii. Este vorba despre 4 memorandumuri pe care le puteți consulta, le-ați văzut, ați primit și linkurile. Au fost asumate acestea de ministerele responsabile și și-au asumat ministerele implementarea măsurilor în fiecare domeniu. Evident, muncă și sănătate.
Pachetul legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, lansat de Comisia Europeană, cuprinde 4 condiții orizontale și 15 sectoriale. Pentru detalii vă puteți adresa colegilor de la Ministerul Fondurilor Europene. Dacă aveți întrebări. Da, Cătălina, te rog. Întreaga ședință, însă am văzut că a plecat după prima parte. Ce s-a întâmplat? Președintele a participat la ședința de guvern de astăzi, a participat și a prezidat ședința la discuțiile legate de actele normative privitoare la teme cuprinse în articolul 87 din Constituția României, anume politica externă, apărare națională și ordine publică. Șeful statului a spus la începutul ședinței că poate rămâne pentru toată durata. De ce n-a rămas și la a doua parte a ședinței? I-ați cerut să părăsească sala? Nu i-a cerut nimeni să părăsească sala. Nu știu, ar trebui să-l întrebați pe șeful statului de ce. Președintele v-a transmis dacă va participa și la următoarea ședință de guvern? Nu am această informație. Și eu mulțumesc. Luiza Girea, de TVR. Voiam să știu dacă s-a discutat despre ordonanța cu măsurile fiscale pentru anul viitor și dacă ea ar urma să fie aprobată într-o ședință de guvern care să aibă loc mâine? Ordonanța respectivă nu a fost în discuție în ședința de guvern de astăzi, cât despre agenda activităților de mâine de la Palatul Victoria, biroul de presă vă va oferi programul. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nu mai sunt întrebări? Deci, întrebarea este pentru, dacă nu se aude că nu sunteți la microfon, ce acte au fost pe ordinea suplimentară? Au fost pe ordinea suplimentară hotărâri de guvern. Cele două, de exemplu, de la Ministerul Muncii despre care v-am vorbit. De asemenea, au mai fost hotărâri de guvern privitoare la actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile. Au mai fost hotărâri de guvern privind transmiterea unor imobile și stabilirea unor indicatori tehnico-economici financiari pentru realizarea diferitelor investiții. Era un punct pe ordinea de zi cu schimbare prefecți? Avem da, niște nume? A existat acel punct, a fost discutat și aprobat în ședința de guvern de astăzi. Este vorba despre încetarea mandatului prefectului de București și numirea unui subprefect de Constanță. Deci doamna Criseru nu mai este prefect de astăzi? A încetat mandatul prefectului de București. Cine? Am spus că a fost o hotărâre privind încetarea și o hotărâre privind numirea subprefectului de Constanța, unui subprefect la Constanța. Deci a fost schimbat din funcție, da, asta e toată treaba. Bun. De București. Încetat prefectul de București. Ce ți-am spus? Nu a fost un act normativ privind numirea, a fost privind încetarea. Ți-am spus. Mulțumesc foarte mult. O seară bună.